Patronul unui centru de colectare de fier vechi din Sibiu, arestat luna trecută pentru șantaj și trafic de influență, este cercetat pentru o nouă faptă. Anchetatorii au descoperit că afaceristul a șantajat un tatuator din oraș și l-a făcut să-i dea 30.000 de euro. Modul în care a acționat și planul pe care l-a pus la cale. Medicul cardiolog Sorina Fiat, care a fost înregistrat în timp ce jignea fiica unui fost pacient, a intrat în Comisia de Etică a Spitalului Județean Sibiu. Membrii acesteia au decis ca medicul să fie sancționat cu mustrare scrisă. Propunerea a fost fundamentată pe faptul că reacția medicului nu este una adecvată și afectează imaginea spitalului și a personalului medical. În formularea propunerii s-a ținut cont de conduita anterioară a salariatei, care în ultimele 12 luni nu a mai a fost sancționată pentru vreo abatere disciplinară și de proporționalitatea sancțiunii la fapta săvârșită, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Sibiu. Un parapet de siguranță a fost montat de cei de la drumuri naționale pe DN1 la Scoreiu, în cea mai periculoasă curbă dintre Sibiu și Brașov. Totodată s-a îmbunătățit și semnalizarea verticală în curba respectivă. Cea mai importantă modificare este introducerea limitei de 30 de km în zona curbelor. Până acum era de 50 de km la oră. Cu toate acestea, verificarea respectivei limite de viteză este de competența poliției rutiere.